Deci mi-a spus clar. Bă, tu uite, tu uite cum scapi. Orică ești bolnav, o boală incurabilă, orică ești nebun, delegat, de nu se mai poate înțelege nimeni cu tine. Mi-a mai povestit mie prieteni de ăștia, unii care au ajuns prin armată și au barberit statuia, alții nu știu ce, da, că da. Știi, de astea, dilimănel de astea, dar era cu invers, știi, că dacă din armată, dacă făceai pe nebunul și te bungheau ăștia, direct la pușcărie cu tine. Ai înțeles? Și am zis, asta e cartea mea, ori la bal, ori la spital. Am încercat eu să dau bani cu alea, du-te, domnule, de aici, ce vrei tu? Am dus la spitalul de nebun la aia să dau, cum am zis, tu ești nebun la cap. Tu când ai incorporat acum 7, 8, 10 ani sau când ai incorporat, tu erai sănătos în toată regula. Păi tu în anii ăștia, tu cum demonstrezi? Dintr-o dată ești bolnav când nici să te ia în armată, dar din păcate pentru tine nu te mai duce la armată, te duce direct la batalion. Ai o singură carte de jucat să faci pe nebun. Cața sufletul tău. Și te-ai aruncat în bălegar. M-am aruncat, nu că m-am tăvălit prin bălegar de miroseam, canalizările înfundate, zice că e nimic pe lângă mine. Și când m-am dus, mâncața sufletul tău, că acum văd. Îți dai seama, puteam, de nu se putea, deci frate mi-a zis, bă, tu zici că faci pe nebunul, dar tu chiar ești paralizat. Ai înțeles? Deci fii atent ce am făcut. Samir, ce spune la ghișeu? Ne-am dus, am dat, zice că uite aici, prima. Băi, frate, era o stagiară acolo. Am bunghit-o că o fac bea din start. Ce zice Samir? Bă, nebunul. L-au trimis ăștia de la comisariat. Nebunul. N-are rost să-l aduc aici, că dacă îl vezi cum pute, l-am luat de la vaci. E văcar. Ai înțeles? Nebunul. N-are rost să-l bagi aici. Ai înțeles? Nu, domnule, trebuie să-l văd, că asta e munca mea. Treaba ta, tu ai zis-o. Mamă, când m-am văzut aia, tu îți dai seama, chiar o mustață mai sus și una mai jos. Tot rup pe mine, în cizme de cauciuc și miroseam de sus până jos și când m-am văzut, nu înțelegi. Vai de mine. Păi, da, frate, vezi, ți-am spus că cu nebunul nu te înțelegi. Ăsta vrea să facă, ăștia vor să facă ăștia armată în locul altul. Vai de mine, domnule, dar cum să trimis asemenea caz, domnule? Păi dacă eu ți-am spus că l-am luat de la vaci. Vai de mine. Și aia ce crezi că mi-a arătat? Urât, frumos, gras, slab. Da. Ai înțeles? Se vadă dacă am discernământ. Atât l-am lăsat pe aia să mi arăte odată. Un urât, frumos, la... Și când a arătat alea urâte, și când a luat masa aia, și când am aruncat-o în sus, când a fugit aia pe secție, mâncața sufletul, de mâncat pământ, faia, aule, l-a luat de bună de aici, înțelegi, o chemat, pe aia mai mare a lor acolo, înțelegi, cine a trimis pe nebunul ăsta, vai, de frate, mă vezi, am spus, după aia m-a trimis, cum ar fi, un caz aparte. S-au făcut comisie de doctor, tu îți dai seama. Cum nebunul ăsta, văcarul ăsta, dicăpatul ăsta, îi trimis să facă armat. Mâncața sufletul și unde era acolo, înțelegi? Dar frate meu, ce faci, bă, bată-te Dumnezeu de handicapat, ce, bă, taci din gură sau nu? Băi, frate, ce-am făcut? Parcă văd, era lumea la rând să intre cum ar fi la doctor... cum ar fi șeful doctorilor neurologi. Uh-huh. Ai înțelegi? Examen de specialitate și tăman și exact în ziua respectivă a nimerit acolo. Erau vreo 3 doctori. Unii pentru armată, unii pentru angajări, erau ăia de la pompieri care trebuiau să facă vizitele medicale. Cața sufletul. Deci când am văzut lumea, era cel puțin vreo 25 de oameni la care aștepta la rând. Nu vrei să știi. Când mi-a luat avionul, și când m-am băgat în ei, mâncat sufletul tău. Și când am dat cu ei pe jos pe acolo, vai de mine, și când am nimerit, m-am băgat pe ușă și am început. Mamă, mâncat. Sări doctorii, ce-i cu ăsta aici? Ai înțeles?
Unde e armată? Fac sus! Eu, femeie de era cu coalea, am mâncat să sărit aia, luat-o la fugă, nu mai știau ea cum să mă oprească. Chiar am nebunit, serios. De spaima aia, de frica pe voi. Chiar vreți să mă luați, să mă băgați voi și în batalion, auzi? Ha? Îți dai seama. M-am băgat mâncața sufletul. Ce-am făcut acolo? Bun. Bă, nu că aveam o ștampilă. 5 sau 6 doctor toți au ștampilat. Dacă aș fi dat, pe atunci erau cu mărci, cu mărci cu dolar, dacă aș fi dat, cred că un sac de mărci și nu luam atâtea semnături câte le-am luat. Pă, bune că am înnebunit. Când am intrat acolo și când m-au văzut ăia, de asta îmi parcă văd, rețin ca acum. Era un om cu ceva pe cap, cred că îi măsura ceva, nu știu, avea o... pe cap aici, ca un fel de banderolă de aia neagră, ăla se uita, îi măsura acolo, mamă, mâncața sufletul. M-am băgat înăuntru și oamenii pe justul, dai seama că am făcut avionul, m-am băgat în ei. Avion la joasă înălțime. Cu 2-3 am dat pe jos, când m-am băgat înăuntru acolo și când am început să zbir odată și când am băgat mitralierele mele, Samirea a căzut pe jos, fac. Oamenii care mai erau țigani de-a noștri pe la pădă, asta nu-i guță. Ai înțeles? Am făcut acolo, nu circul de pe lume. Am înnebunit total. Deci crede-mă că am înnebunit. Păi cum o să mă bag și la pușcărie, nu? Cu 4 copii, nu? Că eu sunt nerod, nu? O ștampilate, au ce scrie acolo. Cu bolnavul respectiv nu se poate colabora în nicio situație. Și dacă n-ai știut ca să fie culmea, eu pe livret am dungă roșie. Așa că atenție! Am înțeles. Deci pe livretul meu scrie inapt, necombatant, pe timp de pace, pe timp de război. Ai înțeles?